Bună ziua, stimați telespectatori! Din nou alături de dumneavoastră este emisiunea Sensul Vieții. Această emisiune este dedicată diverselor aspecte ale educației și dezvoltării copiilor. Recent, în toate instituțiile de învățământ s-a desfășurat mult așteptatul eveniment pentru elevi și cel mai emoționant moment pentru părinților, și anume finalizarea a încă unui an de învățământ. La această festivitate, clasele a 9-a și a 12-a au fost în centrul atenției. Pentru mine au însemnat mult, deoarece mi-a predat niște lecții pentru viață, care mă vor ajuta și mă vor ghida în viitor. Anii de gimnaziu, anii de școală, pentru mine sunt niște ani care vor rămâne în amintirea mea, ca ani foarte frumoși, pentru că au fost petrecuți împreună cu diriginta mea și colegi de clasă pe care eu foarte tare iubesc. Pentru mine anii de școală au însemnat devenirea mea ca personalitate, fiindcă în acești 9 ani, desigur, fiecare din noi crește. Este un moment foarte important pentru ei și pentru mine de asemenea. Parcă ieri erau micuți, dar astăzi, iată, suntem pe calea despărțirii. Înainte de a ne lua rămas bun definitiv de la liceu, noi vrem să adresăm câteva cuvinte și celor pentru care sunetul de astăzi nu este ultimul. Vă dorim în același timp să aveți parte de o mulțime de momente memorabile aici, în perimetrul liceului, fiindcă atunci când veți ajunge în postura noastră, cel mai mult o să conteze anume emoțiile și amintirile care vă leagă de liceu. Впереди у вас задача батала. Я уверен в том, что те знания, которые вы получили в стенах этой школы, помогут вам в будущем. Vreau să spun că a fost un an rodnic, un an când am obținut succese la diferite niveluri, deci olimpiade școlare, concursuri, festivaluri. Vă mulțumesc la toți astăzi, pe cei care v-ați străduit și ați obținut succese frumoase. Sigur că astăzi trăiesc și eu emoții duble, în calitate de diriginte, dar și de părinte, pentru că a fost o clasă deosebită, o clasă care a adus foarte multe performanțe și a adus faima liceului nostru în Republică și mă bucur că am avut ocazia să cunosc acești copii și să fac parte din viața lor. Foarte dificil să părăsesc această școală, deși am venit aici doar 3 ani în urmă să fac doar liceul aici și m-am atașat atât de mult de profesori, de colegi și această școală a devenit foarte dragă pentru mine. Nu este important unde vrem să ajungem, ci este important cu ce pornim și cred că cunoștințele cu care noi pornim de aici înseamnă cel mai mult, înseamnă baza și fundamentul vieții întregi. Timpul preferat al tuturor copiilor. Ar fi perfect ca acest timp să fie petrecut eficient, indiferent dacă veți reuși sau nu să mergeți undeva la odihnă cu întreaga familie, copiii pot să-și petreacă bine timpul și într-o tabără de odihnă. Este o experiență unică de independență, de noi prieteni și amintiri de neuitat pentru toată viața. Următorul material vă reflectă părerea locuitorilor orașului Basarabeasca la acest capitol.
Odată cu vacanța de vară, elevii sunt în culmea fericirii că au scăpat de lecții. Aceștia se pot bucura din plin timp de 3 luni de odihnă bine meritată. Dar apare dilema, ce să facă copiii din Basarabeasca vara? Ce plan tu na leto? Ну, у меня на лето план играть с друзьями, сидеть дома или пойти на бассейн. Гулять с друзьями. Ну, ходить на футбол. Ну, я играю с бабушкой, играю со своим, дедушкой. Да, со своим дядей Валиком. Я приехал в гости к бабушке, хочу отдыхать, тут друзей увидеть. Где ты планируешь провести свои каникулы? Тут. В Бессарабке. Скоро поеду в лагерь. В Чемишлию. Дома, на улице или на море? На море и у бабушки. Чем можно заняться в нашем городе? Ну, в нашем городе можно играть, веселиться. Играться, кататься на велике. Ну, можно пойти на мини-поле, поиграть в футбол, позвать друзей, поиграть. Поиграть в баскетбол, в футбол, отдохнуть, шашлыка поесть. Părinții susțin că odraslele lor ar trebui să petreacă mai mult timp la aer liber sau să citească cărți, dar mai puțin să stea la computer. Какие у вас планы на отдых детей? Ну, дети разные, от социальных слоев зависит. Кто-то может на море поехать. Судя по прошлому году, многие дети ездили на море, многие зависали у нас в библиотеке за компьютерами. Вот. Кто-то здесь отдыхал дома, кто-то к бабушкам ездил. Вот мы спрашивали у детей. Помогал бабушке в огороде, потому что бабушка уже старенькая, а не дури маялся, прямо говоря. А сидение за компьютером, тем более летом, когда солнце и все остальное, это час от силы надо уделять, но не целый день. Во время жары посидел, а остальное надо быть на улице с мячом, с друзьями, знакомыми, дышать свежим воздухом. Так как у нас ребенок еще маленький, то мы планируем, ну, в принципе, не то, что маленький, всех детей нужно возить на море. Мы планируем на море. Не все бабушки могут брать отпуск и сидеть с внучками. Это надо два отпуска, чтобы с двумя внучками находиться. Ну, я бы хотела, чтобы мой ребенок съездил в какой-то оздоровительный центр, лагерь, отдохнул с детьми и с другими параллельно. Не то, что дома, там, сидя у телевизора или у компьютера, или на море, крайней мере, на воздух. Активный отдых такой вот, не то, что лежа на диване. А чем можно заняться на каникулы в этом городе? Ну, это, наверное, власти города должны подумать. Наверное, в Доме культуры что-то надо для детей создавать, в школах творчество, вот. Ну, когда учебный год, дети в художественной школе, ну, сейчас тоже каникулы в художественной. Читать, наверное, больше надо, вот, не в компьютер пялиться, а именно читать, чтобы развивалась речь, чтобы мышление развивалось. Организовывать детям какой-нибудь... Такое, можно сказать, занятие, которое они могли бы отдыхать. Устраивать разные конкурсы в этом плане. А другого как-нибудь завлечь детей, организовывать даже те самые турниры, чтобы им было чем заняться. Только лагеря разные, что ли, тут общественные некоторые берут детей. Собирание урожая. Я не знаю, Бессарабки здесь. Собирайте урожай, помогайте маме с папой. Маме делать закатки. Вот это такой вариант, который и интересно, и я не знаю здесь. Если есть какие-то секции, здесь же нет каких-то секций. На время каникул детям некуда деться. А так они бы были подконтрольно и интересно. При школе должны быть организованы школьные площадки. Вот у нас в Бессарабке две школы. Матей Бессараб и лицей имени Пушкина. Хотя бы одну площадку, где могли бы дети и играть, и встречаться, и общаться, и так далее. Primarul orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, a recunoscut că este o problemă mare pentru tot orașul faptul că micuții noștri nu au cu ce se ocupa toată vara.
Это должны быть открытые лагеря, которых у нас нету. Это должны... Где, кстати, с районного совета в мое время, когда я был районным советником, выделяли до 7 миллионов или 8 миллионов, я могу ошибаться, в сумме, для того, чтобы открыть в Башкалии лагерь для детей, где досуг они бы могли во время летнего периода свой. Но этого нету. И никто за это не ответил. Конечно, примария не складывает свои полномочия и ставит крест на этом, что вы не наши дети. Вы тоже наши дети. Но они должны работать с примарами. Это не только в нашем городе, это и в селах, где они будут обговаривать ситуацию в городе, как можно было бы привлечь детей в летний период, чтобы вы не ходили по улицам или сидели на остановках, а чтобы вы имели возможность спортивные мероприятия. Даже та же художественная школа, которая у нас есть, привлечь ее тоже. У нас есть Дом культуры. Ну, на базе Дом культуры вы знаете прекрасно, что работает. Может, где-то я и признаюсь в том, что недостаточно работает молодежный центр. Но я думаю, что с этого года мы начнем уже больше уделять внимание молодежному центру и посмотрим, почему детей там нету в достатке. Conform informației oferite de Direcția Învățământ, pentru copiii din Raionul Basarabeasca au fost procurate 284 de foi de odihnă. Pentru aceasta au fost alocate 500.000 de lei. Este de menționat că în raionul nostru activează 10 instituții de învățământ. Vacanța este o perioadă de neuitat pentru copiii, dar și perioada când părinții trebuie să fie precauți cu fiii și fiicele lor, care deseori rămân fără supraveghere toată ziua. La ultima ședință din acest an de învățământ a Comitetului de Părinți din Liceul Teoretic Matei Basarab a fost acordată o atenție deosebită problemelor de siguranță a copiilor. La adunarea Comitetului de Părinți, pe lângă discuțiile aprinse despre proiectul de eficientizare energetică a clădirii Liceului Matei Basarab, au mai fost abordate încă două aspecte importante, și anume siguranța copiilor în apropierea instalațiilor electrice și în apropierea bazinelor acvatice. Reprezentantul Inspectoratului Energetic de Stat din Raionul Basarabeasca, Mânța Denis, a comunicat părinților despre riscul copiilor care se joacă în apropierea de instalațiile electrice. Ar trebui să atragem atenția copiilor că ei nu au voie să joace pe lângă instalații electrice, cum ar fi posturile de transformare, liniile electrice, să nu arunce sârmi sau alte obiecte pe sârmile electrice, pentru că iarăși pot produce curente arc electric și pot fi cazuri de electrocutări. Ar trebui să spunem despre faptul că nu ar trebui să se apropie de conductori deteriorați sau care sunt pe pământ în urma unor furtuni sau unor calamități naturale, pentru că ei ar fi tot, pot fi sub tensiune și pot să aducă la cazuri de electrocutări. Din cauza că nu s-au respectat regulile de siguranță în apropierea transformatoarelor sau a cablurilor defecte, în Republica Moldova au fost înregistrate chiar și cazuri de decese ale copiilor. În regionul nostru, slavă Domnului, nu are nimeni cazuri de electrocutări în rândul populației și în rândul copiilor. Însă, în tema dușii, pot să vă aduc ca exemplu cazul de electrocutare a unui copil de raionul Ștefan Vodă care a trăgat pe conductor care era terminat pe pământ și a fost electrocutat. Asta e cazul de anul trecut. Mai anul a fost cazul când copiii se întorceau de la joacă, tot în urma unei furtuni, conductorul era pe pământ și copilul de vârstă de 6 ani a trăgat și a fost electrocutat. Sunt și cazuri și în gospodării casnice, de ce își spun cazul. A fost un caz cu electrocutări a copiilor, chiar în mări de 2 ani, copilul care a pus mâna pe conductoarele a unei prize care au fost deteriorate și au fost electrocutat mortal. Și cazul... Potrivit poliției, răspunderea pentru astfel de cazuri o poartă atât furnizorul de energie electrică, care trebuie să-și mențină în stare bună rețelele electrice, cât și părinții, care trebuie să le spună copiilor despre cerințele de securitate pe lângă prize, întrerupătoarele defecte sau cablurile rupte ce se află sub tensiune electrică. În caz de la naștere până la 18 ani, noi părinții purtăm răspundere asupra copiilor noștri. Este articolul 63 unde, în codul contravențal, unde stipulează articolul
Neîndeplinirea obligațiunilor de întreținere, de educație și de instruire a copiilor de către părinți. Adică, cum ați spus dumneavoastră întrebarea, cine poartă răspundere? Da, poartă răspundere poate în unele cazuri și întreprinderea care, dar anume instruirea copilului. Ce caută el undeva, eu știu, dacă e ceva, un cablu, este, da, noi înțelegem, poate sunt cazuri. Dar cum au spus, tensiunea de 1000 de volți, kilovolți, asta, da, întreprinderea. Inspectorul de sector al Inspectoratului de Poliție Basarabească, Ala Maruha, a mai atenționat părinții despre pericolele care urmăresc copiii odată cu venirea vacanței, și anume în apropierea bazinilor acvatice, mai ales atunci când ei sunt lăsați fără supraveghere. Знаете, в последнее время мне кажется, что безопасность детей не только родители и дедушки, на уровне государства надо предпринимать определенные серьезные шаги. То есть я считаю, что в области безопасности должны быть предупредительные меры. Не констатация фактов, что вот у нас случилось столько, вот у нас было столько. Мне кажется, нужно разработать план мероприятий, который приведет к предупреждению этого. În acest context, specialiștii amintesc despre principalele reguli de securitate electrică. Respectați distanțele de securitate în raport cu instalațiile electrice. Nu interveniți nici într-un mod în instalațiile electrice. Nu vă urcați pe pilonii liniilor electrice aeriene, pe diferite construcții sau pe copaci din apropierea instalațiilor, ce se află sub tensiune. Rețineți faptul că electrocutarea poate fi produsă nu doar prin atingerea firelor electrice, dar chiar și la o distanță de un metru de la firele sub tensiune. Nu încercați să efectuați conectări neregulamentare direct la instalațiile electrice. Nu atingeți conductoarele ce atârnă suspect sau se află accidental la sol în apropierea instalațiilor electrice, în special după ploi sau vânturi puternice. Fiți precauți când este vorba despre energia electrică. Copiii și adolescenții din ziua de astăzi sunt printre cei mai fideli utilizatori de internet. Însă, în afara informațiilor interesante și a multitudinii de jocuri captivante, internetul este plin de informații inadecvate și de pericole, iar copiii pot fi expuși intențiilor răuvoitoare ale unor persoane. Părinții pot face foarte multe pentru ca mediul online să fie un loc sigur pentru copii. Despre aceasta s-a vorbit la Biblioteca din Basarabeasca la un training dedicat părinților și adolescenților. În cadrul proiectului Supercoders, la Biblioteca din Basarabeasca a fost organizat un training pentru adolescenți și părinții lor. Aici au participat cei care sunt interesați de aplicarea utilă și siguranță internetului. Дети охвачены от 10 до 17, до 14 лет, потому что это такой опасный возраст, это действительно дети еще наивные, они еще не определены в своей жизни, и с этими детьми можно всячески манипулировать, и существуют всяческие риски в интернете. Вот для чего? Для того, чтобы защитить свои персональные данные, которых мы сегодня говорили, защитить своих детей, внуков. Проводятся такие тренинги по всей нашей стране. Bibliotecarii susțin că odată cu apariția acum un an și jumătate lângă rafturile cu cărți a computerelor, datorită proiectului Novoteca, numărul vizitatorilor a crescut considerabil, mai ales acel al copiilor. На нас лежит большая ответственность. Мы отвечаем за этих детей. Мы вот говорили сегодня о рисках, которые их преследуют в интернете, поэтому каждый ребенок под нашим контролем. А детей бывает до 50 и выше в день. Это за каждым нужно хорошо проследить, чтобы кто-то никуда не залез, чтобы он был в безопасности. Потому что мало ли какие злоумышленники могут, какие-то непристойные предложения, там мы все должны предусмотреть. Cele mai populare printre vizitatori sunt rețelele de socializare. Iar în pregătirea temelor pentru acasă, computerul a devenit ajutorul numărul 1. Скажи, ты часто приходишь сюда в библиотеку? Да. А зачем? Что ты тут делаешь? В одноклассниках посидеть, узнать что-то новое. Иногда домашку делаю. Ну, если надо какую-то информацию сделать. Какие твои любимые сайты? ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб. А бывало такое, что какие-то незнакомые люди к тебе напрашиваются в друзья, к примеру? Теперь
Да, бывало, я игнорировала. Давайте нарисуем какую-нибудь приказу. Почему? Смотрите сюда, мальчик. Потому что этого человека я не знаю. Как я это сделал? Ну и связываться с ним не буду. Пойду на свой... У меня уже бывало много раз в одноклассниках. Тогда кто? Как ты реагировала? Я их просто ставила в черный список и все. А как ты думаешь, в интернете есть какие-то риски, опасности для тебя? Да, есть. И вот говорили сейчас про игру «Синий кит». Я думаю, мне неинтересна эта игра. Эти производители этой игры заманивают детей самоубийством. O discuție aparte a avut loc cu părinții despre siguranța proprie și cea a copiilor lor, cât și despre pătrunderea nedorită în spațiile personale din rețelele a răufăcătorilor. Меня пригласили, значит, тема довольно-таки уникальная, интересная, многого познала, чего я не знала раньше, потому что с компьютером я, скажу откровенно, не дружу, да и не имею времени. Внуки у меня тоже, благодарна Богу, что меня внуки слушают, я их контролирую, я за своих детей в этом плане, я не переживаю. Pentru a le demonstra copiilor câte oportunități pentru dezvoltarea și creativitatea oferă internetul, a fost desfășurat un masterclass în baza vizualizării programării. У нас в республике в школах преподается Паскаль. Паскаль у нас является программированием более не такой уж и наглядный, а Scratch у нас наглядное программирование. Мы хотим пробудить в детей именно наглядное программирование, чтобы они в дальнейшем занимались программированием в других областях. Cunoștințele obținute noi, copiii au încercat să le aplice în practică, creând desene animate scurte. Мы учились, нам объясняли. Если у нас что-то не получалось, подходили, помогали. Было очень интересно. А ты раньше умела это делать? Нет. Я даже не знала об этом сайте. А и какой мультик ты придумала, сделала? Ну, про подводный мир. Нас учили, как делать мультики, как двигать и научили нас полезным. А ты какой мультик сегодня сделал? Я... Кот с мячом в баскетболе. Я научилась, как делать мультики, как персонажей вставлять, фон делать. И какой мультик ты придумала? Про одну девочку с котом, как кот бегает за девочкой. А насколько сложно для тебя это было? Не очень сложно. Ну, как первый раз, сложнее. Если я научусь, то будет легче. Scopul proiectului a fost de a învăța școlarii să călătorească prin lumea virtuală cu maximum folos și, în același timp, fără a se expune riscului. În orașul Basarabeasca există deja de 2 ani o casă de copii de tip familial, în care sunt încadrați 6 copii. Unul dintre ei deja a împlinit majoratul și învață la Cimișlia. Aceștia sunt crescuți și educați de părintele educator Vera Camburean. 5 își fac studiile la Liceul Teoretic Matei Basarab. Echipa noastră de filmare a făcut cunoștințe cu ei mai aproape, vizitându-i la școală. Frații de nevoie sunt ca fluturii, cu sufletele pline de dor și speranță într-un viitor fericit. La Centrul de Resurse a Educației Inclusive din cadrul Liceului Teoretic Matei Basarab, copiii din casă de tip familial încleiau împreună compoziții cu fluturi. Această activitate este un element din ergoterapie, care îi fac pe ei mai uniți, pentru că sunt din diferite clase și familii. Compoziții cu fluturi. Această activitate este un element din ergoterapie, care îi fac pe ei mai uniți, pentru că sunt din diferite clase și familii biologice. În acest cabinet ei se... Viitoarea mea profesie va fi sora medicală. De ce vrei să fii sora medicală? De orice aș dori să vindec oamenii bolnavi, să le ofer câte o mână de ajutor. Iubesc sportul, fotbalul. Cum găsiți limba comună? Limba comună merge bine,
când avem nevoie de ajutor, cerem unul de altul și merge bine. Din familie, cu cine cel mai tare prieten ești din copil? Tăt. Cine te ajută cel mai mult la lecții sau tu ajuți pe cineva? La lecții eu îmi fac singur. Dacă n-am nevoie de ajutor, mama este mereu alături. Clase și familii biologice. În acest cabinet ei se întâlnesc de 3 ori pe săptămână pentru a... Sunt niște copii de treabă, uneori mai năzbătioși. Prietenesc mai bine doar cu o fată dintre dânsii, este Nina Eliță, deoarece ceilalți nu prea comunică așa ca ea. Despre colegii mei pot spune că sunt niște copii timizi. Uneori poate să mai fac Artem niște năzbătii, dar prietenim. Cu cine cel mai mult prietenești? Mai de mult prietenim cu Nina, care tot e timidă și... Deci, mai de mult ați întâmplat ceva între voi? Da, un mic conflict. Au apărut niște vorbe și ne-au afectat pe amândouă și ne-am dispărțit. Cred că, da, așa prietenim. În acest cabinet ei se întâlnesc de 3 ori pe săptămână pentru a-și face temele pentru acasă și diverse terapii. Nu pot spune că prietenim, dar avem relații bune. Este închisă în sine, dar străduitoare. Iulia este prietenoasă, este mărinimoasă, este ajutătoare. Ea mereu este de acord să dea o mână de ajutor. În cadrul centrului, ei au posibilitatea să-și dezvolte atât creativitatea, cât și să-și facă planuri de viitor. În legătură cu faptul că aceștia 6 copii care sunt plasați în casa de copii de tip familial, cândva au fost în tot casă de plasament de tip familial din satul Părâta, raionul Dubăsari. Și casa de copii din Părâta au fost lichidate și au avut nevoie că copiii ăștia să fie plasați, să fie aduși la noi în raion, că copiii tăi din raionul nostru. Planuri de viitor. Nina, Artem și Rodica învață împreună în clasa a 7-a. Colegii lor, Vlada și Svetlana, spun că ei de 2 ani... Știți, familia este extraordinar de frumoasă. Avem noroc că avem așa un părinte educator, pe Vera Camburianu, care o activat chiar aici la noi, la direcție de învățământ. De la început ea a fost până la deschidere casă de copii de tip familial. Ea a fost manager serviciul de asistentă parental profesionistă. Are experiență și de manager, are experiență și de părinte educator, că până să fie angajată în funcție de părinte educator, este o procedură care a terminat niște cursuri, seminare speciale pentru îngrijirea și educația copiilor. În clasa a 7-a, colegii lor Vlada și Svetlana spun că ei de 2 ani sunt împreună. Iar Renata este colega Iuliei, care anul acesta a încheiat clasa a 9-a și ea planifică să învețe. Astăzi noi am abordat subiectele despre copiii cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani. Urmăriți această emisiune și pe site-ul postului nostru, bas.kratimitv.md. Iar data viitoare vom vorbi despre adolescenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani și riscurile lor. Până la noi întâlniri!